Salutare, oameni buni, sunt foarte plictisit, așa că mă joc niște H1Z1, cum se numește modul ăsta, Battle Royale ceva, trebuie să se strângă vreo 100 și ceva de player, după care ne dă pe mapă și trebuie să ne batem între noi, care, sincer, e mult mai amuzant decât modul ăla de supraviețuire, mi se pare așa de like. Uite, stare tricou cu Battle Royale și nu cred că s-a... Nu așa se pun papuri... Oh my god, pot să-i fur? Take! You have no space for that? Cum adică n-am space for that? Am spe... Cred. Oh shit, nu am... event ticket, wow! Nu știu de unde am astea... pot să fac ceva cu astea? Pot să le pun undeva? Ah, deja sunt puși pe mine. Cum fac să... Aha! Dar cum fac să... ia uite-te la mine ce șmecheri sunt, am cagulă și de astea am niște ochelari șmecheri pe cap, ce-i cu tine, mă? Ăsta dă din gură, dude, ești ok? Ăla e în boxeri. Oh my god. Ignorați tot ce se aude pe acolo în acest moment. Vreau să fug să nu mai aud. Da, de obicei în stadiul ăsta unde toată lumea stă aici și așa, wow, leaderboard, battle royale, chestii, trestii, toată lumea vorbește despre lucruri rele despre care nu vorbim pe acest canal. La. Ce drăguț am căzut aici și așa. Tu de îmbracă-te și tu, frate, nu de alta, dar tocmai și-a schimbat freza. Cum a făcut chestia asta? Sau mi s-a părut? Nu de alta, dar se mă uită copiii la aceste minunate videouri. Nu uitați să apăsați butonul ăla de like pentru a vă arăta și voi suportul chestii, trestii de astea pentru acest video. Poate o să mai fac chestii de genul dacă o să vă placă. Dacă o să mor foarte rapid, probabil o să mai încerc o rundă, două. Oh, shit. Uite, prima dată ne dă cu parașuta și trebuie să mergem așa și toată lumea face așa de... Nu văd alți oameni, nu știu care-i fel. Uite alți oameni. Oh, shit, aia așa de... probabil trebuie să fac asta ca să mă duc cât mai rapid. Oh, shit, ok. Abandonează. Mergem în direcția aia. Nu mă duc acolo așa cu toți, că parcă văd că mor de prima dată. Așa se întâmplă. Da, l-am văzut pe Sing Sing. Sing Sing, știți voi, ăla de pe Dotie, chinezul ăla. Și așa se trăgă, Sing Sing, Sing, face ochiți. Că juca și... Băi, ăsta e așa o secundă, mă, dar și eu sunt mai prost. Uite, Blackberry. O să juc și eu jocul ăsta. Poate o să vă placă, cine știe. Mamă, mi-aduc aminte de plantele astea. Mamă, ce mai culegeam blackberries and shit. Și deja se omoară. Uite, 138 rămași. Murea unul pe secundă. La mama dracu, stai așa că nu vreau să am binocul ăla în mână. Pot să conduc asta? Sunt multe mașini. Da, sunt multe mașini și multe arme și... Uite, o arme. Hai, click, click. Stai așa să dau un first person. Da, asta e mult mai... și văd mai puțin. Am luat un tan cap. Uite, un shotgun, cred. Nice, nice. Ia să vedem, avem un pistol, stai să-l încarc așa. Cum mă pun și eu? Așa. Bun, apoi shotgun-ul să-l încărcăm. Unde am... chestii? Binoclu. Uite, de exemplu... de fapt, nu, hai să-l las. Primary, hai să schimbăm astea între ele. Viața, unde mi-e? Nu știu exact. Am nevoie de... uite, un cățât! Uite, o baionetă, M9, că... uite și o chestie, asta... You have no space for that. Ce vorbești, man? Uite. No, stai așa că știu, arunc asta și asta. Și poate o să... Fac unde e? Uite, am pus-o direct pe mine. Mă mănâncă cu asta. Ia să vedem. Boss, uite, acum am ceva. Aud cumva pași. Ok. Rapid o să mă duc pe cealaltă parte. Uite, mașinile astea poate o să meargă. Pensionarie. Aici așa trebuie să fie chestii interesante. Stai așa. Bun. Ce e aici așa? O șapcă. Ok. Fuck, am crezut că pot să intru pe aici, dar nu pot să intru. Shit, mamă, ce scomot, a scos ușa aia. Periculos, sunt playere peste tot. Sunt playere peste tot. Nu știu ce armă e mai bună în jocul ăsta, mă, un shotgun sau... ceva M4 sau nu știu ce arme, sigur sunt M4-uri prin jocul ăsta. O toaletă.
Ce a fost asta? Oh, shit. I-am crezut că e ceva, nu știu ce, e ceva murdar. Mă întreb dacă mașina aia funcționează, stai așa. Poate nu e nimeni pe aici, așa. În partea aia e un oraș. Mergi, mă? Ok, nu pare să fie de aia care merge. Ok, da, nu prea par să funcționeze mașinile astea. Cred că am fost prima dată acolo, în hangarul ăla, ia să merg aici, așa. E nașpa că aici, așa, nu te poți împrieteni cu nimeni și eu sunt obișnuit atât de mult să mă împrietenez cu oameni. M4, stai așa să mă pun la pământ, să nu mă vadă cineva. Tu-s focul, mătii, mă sperii. Ok, aruncăm ăsta. Mă întreb dacă pot să arunc pistolul și să iau ca secondary... Shit. Asta e, boss. You have no space for that. Ce vorbești, mă? Așa. Trebuie să arunc ceva. Uite, asta. Hai să mănânc asta. Nu mai am shotgun, deci hai să arunc gloanțele de... Drop tot! Oh my fucking god. Dismantle nu știu ce face. Nu face nimic, aparent. Fuck. Aha. Fuck. Bun, și acum o să pot să iau gloanțele astea. Care nu cred că sunt pentru... Oh, uite, alte gloanțe. Hai mă, gloanțe pentru arma mea dacă ați avea. Asta ar fi foarte drăguț. Grenăzi! Uite o altă cască, uite o grenadă. Uite o chestie, ce e asta, mă? Asta o să fie folositoare. Magnum. Asta ce e? Take M9. Eu ce aveam? Am aruncat pistolul. Yes, un backpack, nice! Vreau ăsta, ia. White t-shirt. Unde-i, mă, backpack-ul? Wow, are 2000 de spații, man, wow. Wow. Uite câte șepci, uite câte chestii. Dacă aș putea să le păstrești, știi tu, să le echipezi oricând. Laminated tactical body armor. Am pus-o pe mine? Nice. Tan military backpack. Wow. Nice. Pink, nu mai fă așa, nu mai fă... fuck you, fac cum vreau eu. Așa. Bun. Fuck, de ce te deschizi în... direcția asta. Mamă, ce mașetă, mamă, ce mașetă, mamă. Ok, trebuie să fiu foarte atent. Mai multe gloanțe, sper că-s de... Nu, sunt de pistol, cred. Era ceva pe acolo. M-aș duce spre oraș. Nu știu exact dacă e bine să te duci să te bați cu cineva sau să stai cât mai safe. Cred că mai bine aș sta safe aici și ascuns după ceva, cine știe, să survolez cum ar veni zona. Dacă se apropie unul, shoot on site. Nu știu dacă să folosesc asta sau să trag cu ținta. Probabil e mai... Focul ăla nu-mi place deloc. Bă, taci-mă din gură! Aoleu! Frate, face zgomot și n-aud pași, dacă ar fi pași. Wow, alea sunt drupate de mine. Wow, cum fac acolo așa. Bun, nu e problema. Am un M4, cred. Ce e ăsta? Nu, stai, ce e ăsta? R15. Da, bun, e un R15, n-am M4, am un R15. Să fiu foarte atent. Zonele astea sunt ale mele. Eu sunt șeful aici așa. Ok, eu nu știu exact unde sunt eu. Sunt aici așa undeva în mijloc. Asta e o zonă verde. Ce e asta? Unde sunt eu? Că nu mă văd și nu mă pot mișca cât timp mă uit pe hartă ca să... La un moment dat se dă drumul la un gazotrăvitor. Asta e problema. Și trebuie să mergi în zona safe. Și zona safe se face din ce în ce mai mică și o să trebuiască să-i omor pe ea ca să câștigi tu, știi, da? Da, e o idee foarte interesantă. Uneori mă gândeam, cum îi forțez pe oameni să se bată? Wait, stai așa. What? You have no... Nu mă interesează crafting. Vreau să văd... Wait. Tan military... N-am nevoie de asta. Da, mă uitam eu. Ce s-a întâmplat? De cum de l-am putut lua? Da, a băgat un ghiozdan în celălalt. Un topor. Vreau chestia aia. Și motorcycle grey, durabilitate, nu știu. Da, asta e tot la fel, ok.
Mamă, gloanțe. Păi Pink, ar trebui să te bați cu cineva. Bă, să știi că ar trebui, dar mi-e frică că mi-o iau un bot foarte repede de la cine știe. Cine? Nici măcar nu-l văd. Ce luminos era. Ok. Și nu cred că e bine cum merg eu pe aici. Poate dacă o dau prin pădure, poate o să mă observe lumea mai greu. Dacă merg pe mijlocul străzii. Bun, ok, ok. Ia stai așa să mă pun eu jos și să mă uit la hartă. Deci, unde sunt eu mai exact, mă, frate? Ce n-ar... O liniuță pe undeva, un... The season has been marked on your map. Ah, fuck! Ok, asta e safe zone-ul. Dar unde sunt eu? În ce direcție e safe zone-ul? Că nu știu unde să merg. Oh, God, dacă o să mor de la gazul toxic... O să fie cea mai stupidă chestie ever. Am atâta echipament, dude. Oh my god, toxic gas season. N-am un fel de... Ah, wait. Oh, ok, so... Ah, fuck. Nord, nord-est, sud-sud. Acum merg în sud cum ar veni. Oh! Deci trebuie un pic de sud-est, ceva de genul ăsta. Cred că pe aici așa. Trebuie să mă iau după compasul ăla. Sud-sud-est, ok. Fuck. Sper că în direcția asta trebuie. Shit. Releasing the toxic gas. Fuck. Fuck. Dacă deja sunt în zona safe. Ideea e că prin zona asta safe sunt niște ape și chestii. Și eu nu văd nicio apă. Fuck. Oh my god. Era o chestie pe care o făceam când jucam cu Max. Îmi dădea coordonatele, dar nu cred că asta o să... Nu mai știu ce scrie, bară că o rădăsă. Așa, oh shit. Bară că o rădăsă. Command not supported, ia, yeah, ok. Sau era bară că o rădă, no? Ok, era cords, da, pe aici așa nu funcționează. Păi ce că toxic gas, nu observ să fie vreun toxic gas pe aici așa. Oh! Oh, uite, oh, uite-l mă cum vine. Oh. Oh, ok. Bine de știut. Poate o să se observe, gen, se observă, da, poate o să se observe că din partea aia devine verde și în partea aia nu, știi, știu că trebuie să fug în partea asta. În sud-sud-est, deci undeva merg, undeva în direcția asta, spre H-ul ăsta, să spunem. Unde sunt eu? Habar n-am. Ok, păi am fost, era aici un oraș, poate aici am fost. Da, habar n-am. Dacă observam, probabil trebuie să știi chestiile astea dinainte, știi? Vezi orașul ăla și știi că, băi, e orașul ăla de pe mapă și... Deocamdată sunt safe, ok? Deocamdată nu trebuie să-mi fac griji. Oh, shit, chestia aia vine din toate părțile, fuck. Am crezut că dacă vine măcar din două părți, știi? Știi că acolo și acolo și aia e verde, mergi în cealaltă direcție, dar nu, o să fie și de acolo. Bă, da, nu e nimeni pe aici. Ce e cu ceața asta, frate? What? Ok. Sud, vest, nu. Așa. În sud, spre sud și spre sud-est. Suntem 44. Păi e prima dată când fac chestia asta, când joc modul ăsta și văd că am supraviețuit. În special pentru că nu m-am întâlnit cu nimeni, pentru că dacă era să mă întâlnesc, probabil muream. Oh, shit. Oh, fuck. Poate... Nu, compasul îmi spune că... Accurate cardinal and ordinal directions, what? Da, da, cardinal și ordinal nu mă prea ajută dacă nu știu. Deci aici ar fi nord. Bine că e și ceva coordonată pe aici, auri, numere. Da, uite, dacă aș ști că aș fi la H5, dacă mi-ar scrie pe undeva că sunt... Oh, J8! Oh! Oh, văd acum, J8. Oh, sunt destul de safe, trebuie să merg în vest. Oh, oh, în partea asta e... Oh my god, acum mi-am dat seama că scrie acolo și a jos. Uite, sunt la I8, care asta e... Sunt safe, sunt safe, ok, sunt safe, oameni buni, e ok, nu trebuie să ne facem griji.
Temos. Băi, imbecili! Imbecili sunt! N-am văzut că scrie acolo position. Da. Păi dacă știi aia, nu-ți mai trebuie, frate, să-ți dai seama. Probabil l-ați strigat prin comentarii ca nebunii după mine. Ok, să am grijă totuși că în zona asta sunt 40 de playeri. Care mă vor mort. I8, ok. Dacă merg spre vest, o să ajung la un lac și o să fiu în H8. Nu, în... Așa. Partea asta e un lac și o să fiu la H8. Cred că ar trebui să fie un lac. What? Încă sunt în I8. Adică pe aici. A, mai am până la H. A. A, uite, toxic gas-ul. Oh, uite-l, man. Încă 39 rămași. Oh, o biserică. Foarte frumos. Oh, shit. Oh, shit. Chestii pe aici. Da, nu știu dacă asta ar fi mai bună, dar nu cred. S-ar putea să fie cineva pe aici. I8. Oh. Trebuie să merg puțin în nord-vest, ok? Nord-vest, așa, în direcția asta. Că se face din ce în ce mai mică zona. Oh, shit. Știi ce? Chiar dacă știu că... Ah, fuck, aici e un guard stupid. Chiar dacă știu că nu e foarte incitant să nu găsesc pe nimeni, cred că o să stau destul de safe până mai rămân mai puțini playeri. Așa. Bun, ia să vedem. S-o sunt la I8. Încă sunt în I8. Și cred că sunt... Nu pot să dau un zoom pe harta asta. Cred că sunt aici, la Cranberry. Oh, shit. Nu, ăla e H. A, sunt pe aici, cred. Pe acolo, unde sunt alea, punctulețele. Fuck. Păi, I8. Clar sunt în zona safe, dar la margine. Deci, probabil, trebuie să fiu cu ochii pe hartă, că o să se facă și mai mică raza aia safe. Și o să trebuiască să fug rapid atunci. Automașină, shit. Sper că nu era asta de aici care a venit. Oh, shit, e unul aici. Cred că ăsta e. Dacă vine să-și ia mașina, trag în el. Mama. Altă mașină nu cred că avea. Asta arată... Oh, shit. Ok, toxic gas will be released. What the fuck? Dude, s-a și teleportat la mașină. I-am tras 10.000 de gloanțe, oameni buni. What the fuck? Oh, man. S-a teleportat în mașină și apoi nu am fost pregătit. Și apoi am tras pe el. Și am tras și... What the fuck? Ah, ok. E bine, asta a fost foarte incitant. Deci, dacă vă place acest joc și vreți să mai fac, nu uitați să apăsați acolo și butonul ăla de like ca să-mi dau seama dacă mai vreți. Nu uitați să verificați în descriere link-urile alea foarte drăguțe și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!